putem vorbi despre mâncare sau hrană. Pentru că e foarte des întâlnită afirmația asta. Că până la urmă despre asta e vorba. E o afirmație, mă duc să mănânc și mă hrănesc. Oamenii nu conștientizează cât de important este să te hrănești și nu să mănânci. Pentru că de cele mai multe ori ajungem în fața unei farfurii și e posibil ca în momentul în care ne ridicăm de la masă, corpul nostru să nu poată asimila mai nimic de acolo. Și nu ne dăm seama care pot fi consecințele în timp. Nu spun astăzi, mâine, poimâine. Eu spun că în timp, dacă ai cel puțin o masă pe zi în care tu nu te hrănești, dar crezi că ai mâncat ceva, plus săritul acesta peste micul dejun, îți dai seama că ajungi să funcționezi cu o singură masă, iar rezultatele în timp 10, 15, 20 de ani să poată fi irreversibile.